și bine ați venit. Sunt agent șef adjunct de poliție Maxim Nicolae Dan, lucrător operativ la biroul arme explozive și substanțe periculoase din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj. Tema declarației de astăzi este prezentarea măsurilor luate de Poliția Română pentru prevenirea evenimentelor cu articole pirotehnice în perioada sărbătorilor de iarnă și pentru verificarea respectării legislației de către cei care derulează operațiuni cu astfel de materiale. Poliția Română a demarat, la data de 21 noiembrie 2022, acțiunea națională foc de artificii, fiind continuate și în acest sens activitățile pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice. Activitățile desfășurate sub coordonarea Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au scopul de a crește siguranța cetățeanului prin activitățile de prevenire, identificare și combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice și juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2022-2023. Planul de acțiune se derulează în perioada 21 noiembrie 2022, 4 ianuarie 2023, iar obiectivele urmărite în cadrul acțiunii sunt prevenirea producerii unor evenimente negative cu consecințe asupra ordinii și siguranței publice sau de altă natură, răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri, prevenirea, identificarea și sancționarea faptelor de natură penală și contravențională la regimul articolelor pirotehnice, optimizarea cooperării interinstituționale, poliție, inspectorate teritoriale de muncă, poliție de frontieră, vamă, autorități locale și a schimbului de informații între agențiile de aplicare a legii cu atribuții în domeniu pentru prevenirea și combaterea infracționalității. Cunoașterea și respectarea legislației în domeniu de către cetățeni pentru a achiziționa, deține și utiliza exclusiv articole pirotehnice din categoriile celor permise. Conștientizarea pe de o parte a cetățenilor, precum și pe de altă parte a reprezentanților societăților comerciale autorizate privind riscurile utilizării necorespunzătoare respectiv a comercializării ilegale de articole pirotehnice și potențiale riscuri la care se expun. Până în prezent, în cadrul planului de acțiune au fost efectuate 25 de controle, fiind înregistrate 5 dosare penale în care sunt cercetate 5 persoane. În urma activităților au fost constatate 6 infracțiuni și au fost confiscate aproape 40 de kilograme de articole pirotehnice în valoare de 4.000 de lei. Vă dau un exemplu. La data de 24.11.2022, polițiști din cadrul IPJ Sălaj, biroul arme explozive și substanțe periculoase, în baza unor date și informații, s-au deplasat pe raza orașului Jibou în vederea depistării persoanelor ce desfășoară activități ce contravin prevederilor legale la regimul materiilor explozive. Cu această ocazie a fost identificată cantitatea de 15 kg de articole pirotehnice din categoria celor interzise la deținere de către persoane neautorizate. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, faptă pedepsită și prevăzută de articolul 37 alineatul 1 litera din legea 126 pe 1995.